De mai bine de jumătate de secol, profesorul Ion Corciumaru face acest drum spre pacienții care suferă de afecțiuni hematologice. Cu implicare, dedicație și devotament, tratează uneori și suflete, nu doar maladii. Doctor habilitat, profesor universitar, s-a născut la 22 mai 1938 în satul Baraboi, raionul Râșcani. După absolvirea școlii din localitate, a fost admis la Facultatea de Medicină Generală a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. Putem spune că soarta l-a ales să devină medic hematolog și nu invers. În anii de studenție, majoritatea doresc să devină chirurgi. Doream și eu tot așa, dar nu a fost posibilitate. Și când mi-au propus hematologie, m-am gândit că noi specialiști și ne convingeau că trebuie să contribuim la dezvoltarea medicinei. Spune că nici pentru o clipă nu a regretat decizia luată atunci. Ba dimpotrivă, dacă ar putea să ia viața de la capăt, tot pe acest drum ar merge, iar realizările ei sunt impresionante. Anume, academicianul Ion Corciumaru este cel care acum 50 de ani a creat secția de hematologie din cadrul Institutului Oncologic din Chișinău. De-a lungul anilor a avut grijă să o dezvolte și să crească generații de medici, profesioniști, care sunt și acum în serviciul pacienților. Puțini discipoli de academicianului Corciumaru pot să laude cu așa o școală frumoasă, fondată de un om. O dată în săptămână se efectuează vizitele în secție la fiecare pacient la patul bolnavului cu profesorul Corciumaru și se apreciază, în dependență de ceea ce medicul raportează, dumnealui vede pacientul și apreciem tactica. Cum vă spus? Mai bine și este cu o gândire destul de oportună modernului. Este foarte iubit de pacienți. Un om cu litere mari, un medic puternic care de zeci de ani lecuiește cetățenii Republicii Moldova. Din 2011 până în ziua de astăzi, Institutul Oncologic a făcut foarte mult pentru a mă afla eu în viață. În timp, la Institutul Oncologic a fost dezvoltat un adevărat centru de hematologie, care astăzi are 130 de paturi în 3 secții pentru maturi și una hematologică pentru copii, cu 25 de paturi. Zilnic aici sunt consultați peste 60 de pacienți cu această maladie. Nu există astfel de secții în Republica Moldova, în alte instituții. Deci toți pacienții care au probleme de hemopatie malignă sunt concentrați aici în institut, fiindcă aici este și baza clinică universitară, aici este laboratorul științific și este o combinație excelentă de clinică, profesionalism, știință, cercetare, care permite a implementa noi metode de diagnostic și tratament. Pe lângă profesionalism și dedicație, medicii care lucrează aici au nevoie de rezistență și răbdare, deoarece poveștile pe care le află zilnic pot fi de-a dreptul tulburătoare. În alt fel nici nu pot, fără retrăiri. O doamnă hematolog din Moscova spunea că dacă ar fi un scriitor să fie cu noi la vizitele bolnavilor, să participe în tratament, să vadă cum, să ar găsi foarte multe lucruri interesante. Doctorul habilitat în științe medicale, Ion Corciumaru, povestește cu atâta pasiune despre meseria sa. Poate acesta este secretul succesului, luând în calcul faptul că rezultatele cercetărilor lui științifice au fost oglindite în peste 389 de lucrări publicate în diferite reviste și materiale ale conferințelor naționale și internaționale. La fel, este autor sau coautor a 7 monografii și a fost decorat cu mai multe distincții de stat. Colegii, studenții și pacienții vorbesc doar la superlativ despre ceea ce înseamnă Ion Corciumaru. Corciumaru,
И он является широко известной личностью не только среди медицинского сообщества, но и среди многих широких слоев населения нашей республики. Являясь врачом высокой квалификации, за прошедшее время он оказывал и продолжает оказывать квалифицированную медицинскую помощь тысячам гематологических больных. Садиврита фиун savant deosebit, care a fost recunoscut în tot spațiul și cel post-sovietic și acum cel care avem relația astăzi în Europa Occidentală, a fost unul dintre cei care a contribuit la cele remanieri și reforme în sistemul de cercetare și de sănătate în țările noastre. A creat în 1991 catedra de oncohematologie în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu și a continuat să perfecteze toate programele de instruire. Aș putea spune că este și profesor și medic cu harul de la Dumnezeu și mi-aș dori foarte mult ca și în continuare domnul Ion Corcimaru să profeseze și să dăruiască acest har tuturor celor care îl înconjoară. Admir foarte mult calitățile lui omenești, calitățile lui de savant, calitățile lui de manager, calitățile lui de profesor. Și cred eu că echipa noastră a serviciului hematologic din cadrul institutului a avut o mare onoare și fericire, fiind condusă și dirijată de domnul academician Ion Corcimaru. Este un om până la nivel de modest, atât de profund în știință, ca specialist și mai departe, tot atât de modest. Îl rugăm să păstreze sănătatea, noi ne străduim să contribuim la această maximată cât am putea, că Universitatea, tineretul, are mare nevoie de ca el să fie în continuare sănătos,